Tic-tac, tic-tac, bate ceasul, ora 14, iar noi suntem pregătiți să ne întâlnim cu voi toți ce ne urmăriți de fiecare dată cu mare drag. De unde venim? Bineînțeles, din satul din inima capitalei, de la Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti, din București. Așadar, dacă și la dumneavoastră este ora 14, să fiți gata, pentru că începe emisiunea Magazin Folcloric. Băi, dimini, binini, nu știu mâine cum ne-aș-i, dar și mâine ne-aș-i bine, că noi suntem gospodine. Fără alcuță cu ciuperi, dona am băut de-alaltă ieri. Ui, da, om bea cu sacarică, poate nu ne-aș-i nimnică. Gospodine, barbatul meu nu-i om rău și-o mai fac de capul meu. C-am avut și eu barbat, dar l-am dat contract la sfat. Da, eram mic și cracanat, șopcica noaptea din pat. Alelea focului și-ai fost, ai mâncat cărnați în post. Ridicle, brânză și smântână, mai bine cu șas la mână. M-au făcut cu nasul lung, fișorii de minifug. Și mândrilele, mândrătare, spale rufile în caldare. Le usucă pe butuc, n-atră câine ca la lumă. Și câte ori îl cuțam buti, nimic gura nu ne aude de piși să truiaște gura mea, domnii ferești. Câte horil cu ți-am butit, nimic gura nu ne-aude. Dipi și să litruiaște gura mea, domnii ferești. Horil că cu sacarică am băut și n-am nimnică. Și limba s-o dizleagat și de tăti am cântat. Ei, ori va plac, ori nu va plac, fără bani noi v-am cântat. Suntem buni de glume, cui nu-i place și-am cântat. Se margă joia la sfat, să anunțăm procuratura. Așa pe noi ne-am ține gura. Doamnelor și domnilor, cu fiecare ediție a emisiunii Magazin Folcloric încercăm să diversificăm, să vă aducem oameni noi, subiecte noi și, de ce nu, să descoperim povești noi. Astăzi o avem alături de noi pe Cristina Ion, artist grafic. O să vă spunem noi mai multe despre ce presupune acest termen, pentru că ne-am chinuit puțin să traducem din engleză game artist și să o prezentăm pe Cristina. Bine ai venit alături de noi! Salut! Bună! Mulțumesc foarte mult pentru invitație, în primul rând! Cu mare drag! Cristina, trebuie să le explicăm celor de acasă de ce te afli tu la emisiunea Magazin Folcloric, ce face un artist grafic ca să vină aici. Tu ți-ai descoperit o pasiune de ceva
vreme, pe lângă personajele pe care le desenezi pentru jocurile video, ai descoperit o pasiune pentru tradițional și pentru folclor și desenezi Ilene Cosânzene în costume populare. Da, așa este. Aș putea spune că ceea ce fac eu în ziua daily job, my daily job, cumva este destul de diferit de ceea ce desenez în particular, ca și game artist, ca să-i spunem așa. Practic desenez grafică pentru jocuri, tot ce înseamnă fundaluri, caractere, lucruri care cumva nu prea le poți transpune în folclor. Așa că Ilenele Cosânzene sunt cumva mai degrabă modul meu de a mă refugia și de a exprima ceea ce îmi place cu adevărat să desenez. E cumva o fugă din cotidian. Și cum ai descoperit că îți face plăcere să faci această fugă înspre tradițional? Asta e o întrebare frumoasă, dar cumva partea de folclor a fost tot timpul prezentă în viața mea, pentru că încă de mic copil am crescut înconjurată de folclor. Am crescut la bunicii din partea tatălui, care sunt cumva din zona Argeșului, mai exact din Curtea de Argeș. Și am avut ceva noroc să am în preajma mea tot felul de oameni care să mă învețe diverse meșteșuguri, inclusiv bunica. M-a învățat să cos, să croșetez, da, să împletesc. Bunicul m-a purtat tot timpul cu el pe dealuri, îmi povestea tot felul de pățănii, iar cred că am crescut foarte mult cu bazmele spuse de el. Iar cumva poveștile cu Ilene Cosânzene au fost tot timpul prezente în viața mea. Și cum te-ai gândit să explorezi acest aspect al tradiționalului? Pictezi doar costume sau vrei să diversifici? În prezent lucrez la o colecție de costume. Mai exact am început chiar să mă documentez pe diverse zone, dar am început timid la început. Desenam obiecte decorative pe care ulterior le expuneam în diverse târguri, inclusiv la Muzeul Țăranului Român. Într-o vreme pictam chiar și ghinduțe și farfurioare pe care le vindeam acolo, dar ulterior am început să-mi exprim mai mult ideile în partea asta digitală. Este cumva pentru mine un pic mai ușor și am ceva mai multă libertate de creație. Ai intuit următoarea mea întrebare, pentru că eram curios cum îți faci cercetarea în ceea ce privește alegerea costumelor pe care le desenezi. Da, la început cercetarea a fost strict pe internet, pentru că majoritatea dintre noi avem acces la internet și este cumva o bibliotecă imensă de unde poți să-ți preiei orice informație vrei. Dar pe parcurs mi-am dat seama că este foarte important să și verifici sursa, pentru că internetul poate fi o sursă nebănuită de lucruri foarte utile, dar dacă nu ești atent poți să te și înfunzi, poți să pierzi cumva șirul și să găsești lucruri care cumva nu sunt chiar autentice. Așa că e bine să verifici de mai multe ori sursa. Și tu cum ai verificat? Cred că am avut noroc. Am dat peste niște oameni care m-au ajutat. Ei s-au oferit să mă ajute. Am primit ajutor din partea celor de la Blues Român, da, dacă știți de ei. Chiar m-au corectat de fiecare dată când au văzut că s-au strecurat anumite greșeli, pentru că folosind resurse de pe internet, cumva uneori descrierile poate sunt greșite sau te induc pe niște piste greșite și e bine să verifici din mai multe zone dacă este sau nu corect ceea ce vrei să transpui. Așadar, nu e greu să cauți informație, doar e important să o verifici. Exact, este foarte important să o verifici și e foarte frumos că odată încep să cauți lucruri, descoperi și alte lucruri noi. Pentru că e o sursă nelimitată de informație, ajungi dintr-un site, într-altul să descoperi. Așa, de exemplu, am descoperit-o pe Silvia Tot, care deține o colecție impresionantă de costume, de care eu personal m-am îndrăgostit și chiar îl recomand. Și noi ne-am îndrăgostit de colecția Silviei și tare ne-am dorit să poposim acolo în județul Bistrița la ea acasă să vă putem arăta. Sperăm să se întâmple și asta. Eu voiam să pun accent pe acest lucru al cercetării, pentru că sunt foarte mulți tineri care sunt pasionați, dar nu știu de unde să înceapă. Așa cum a spus și Cristina, internetul este nelimitat, dar nu vă opriți la cercetat doar internetul, pentru că sunt și cărți, avem muzeele din București unde vă puteți duce pentru ghidaj profesional, pentru că ei cu asta se ocupă și chiar aș vrea să vă îndemn să faceți acest lucru. Am întâlnit de-a lungul vieții mele și atât alături de cei care ne urmăresc la emisiunea Magazin Folcloric, oameni care erau foarte pasionați, dar nu știau de unde să înceapă.
Și de asta am ales tineri, să promovăm tineri care sunt pasionați și și-au găsit drumul și te-am ales și pe tine pentru că, iată, tu ai găsit de unde să începi. Și atunci vrem să le dăm un exemplu că da, se poate. Absolut, se poate. Important e doar să-ți dorești, să cauți, să fii dedicat. Ce costume ai desenat până acum, din ce zone, dacă tot am vorbit despre ele? Cred că primul costum cu care am început a fost chiar din zona Argeșului. E normal, cumva am fost întotdeauna atrasă de zona aceea, dar apoi am început să explorez zona Câmpului Mușcel, Maramureș, inclusiv Maramureș, cum ceva pentru tine, Moldova, zona Neamțului, Botoșani, de exemplu, Ținutul Pădurenilor, cumva am încercat să acopăr cât mai multe zone. În momentul de față am 15 ilustrații, dar planul este să ajung undeva la 25-30 de ilustrații, deci încă mai este mult de cercetat. Ca să fiu sincer, eu te-am descoperit cu o ilustrație din Mehedinți și m-am îndrăgostit complet și iremediabil de ea. Așa ne duce viața, vedeți că în zilele de astăzi ne desfășurăm activitatea foarte mult în mediul online. Eu pe Cristina am descoperit-o pe social media, în online, și mi-a plăcut enorm de mult ce am văzut și am decis să vă arăt și vouă, pentru că este un om care merită să fie văzut și merită această expunere și îți mulțumim că ai acceptat să vii la noi. Tu ești din Mioveni, acum ca să spargem tot misterul, ești din județul Argeș, din Mioveni. Ce tradiții ți-aduci tu aminte că practicai în copilărie, poate la bunici sau poate cu părinții? Wow, asta cred că o să fie o întrebare la care am un răspuns destul de rund, pentru că sunt multe lucruri. Avem de care timp. Da, sunt foarte multe lucruri. Evident, clasicele, mersul cu colindul, pe care le făceam cred că în fiecare an, și era o adevărată sărbătoare să merg la bunicii din partea tatălui, pentru că se organizau în fiecare an acolo și bunica avea tot timpul grijă să-mi pregătească o trăistuță clasică cu floricele, să o coasă, să-mi o port cu drag, iar în seara dinaintea Crăciunului, noi le numeam colindețele, mergeam copiii și colindam fiecare casă și umpleam săculeții cu mere, cu nuci, cu covrigi, chestii care acum, din păcate, s-au cam pierdut. O altă tradiție de care mi-aduc aminte, cu foarte mult drag, este, nu știu dacă toată lumea știe, noțiunea de focului sumendru. Este cunoscut noțiunea de focului sumendru, dar spune tu cum ai experimentat-o. La noi se organiza, practic, în seara dinainte de Sfântul Dumitru, cred că este undeva 25-26 octombrie, se organizau foarte multe focuri în jurul locuințelor și acolo se strângeau copii, adulți, toți cântau, era o veselie generală. Tot așa se împărțeau nuci și prăjiturele, pentru noi era o bucurie totală. Cei drept, mama nu mă prea lăsa, așa că fugeam mai mult, nu prea aveam voie, dar era o sărbătoare. Acele focuri despre care spuneai tu au rolul de a proteja satul și mă bucur că ai fost părtaș la acest obicei frumos în satul tradițional și eu am fost la focurile de peste an, doar că eu m-am dus la cele de Paști, la noi în perioada Paștelui se fac acele focuri și se adună tinerii și e o întreagă bucurie, într-adevăr. Iată că ai experimentat lumea satului la prima mână, cum s-ar spune. Absolut, absolut. Și e ceva de care mă simt în continuare atrasă. Cred că visez foarte mult să mă întorc la un moment dat acolo. Și da, e ceva care îmi place nespus de mult și aș vrea, pe cât se poate de mult, prin ceea ce fac, să duc mai departe tot ce se poate păstra, pentru că... Ai vorbit de ceea ce faci, ai spus că ai în prezent 15 ilustrații și vrei să ajungi la mult mai multe. Unde poate găsi lumea ilustrațiile tale în mod fizic? Momentan lucrez la partea aceasta, am un parteneriat cu niște prieteni care se ocupă de partea de printare și avem oarecum un magazin online de unde pot fi comandate. Dar în rest nu sunt expuse pe undeva, deci pot fi achiziționate doar de pe respectivul magazin. Și te găsim pe Instagram oricum. Absolut. Cristina Ion Illustrations. Și acolo veți găsi toate datele prin care să ajungeți la posibilitatea de a procura un material făcut de Cristina, pentru că sunt foarte, foarte frumoase. Care sunt planurile tale de viitor? Planuri de viitor sunt, dar după anul acesta trebuie să recunosc că am învățat că e bine să fii pregătit pentru orice, pentru că niciodată nu se știe cum pot lua lucrurile o anumită întorsătură. Planuri sunt, într-adevăr, aș vrea să-mi extind colecția de ilustrații, poate chiar și peste granițe, de ce nu, poate chiar să le expun undeva și în același timp aș vrea cumva să explorez și alte laturi și alte culturi, pentru că
ce-i drept, chiar dacă tradiția noastră și folclorul nostru are foarte multe de oferit, este păcat să nu explorăm și alte lumi. De exemplu, sunt foarte pasionat de tot ce înseamnă America de Sud, Mexic, Peru, și ei au o cultură minunată și este păcat să nu o prezentăm și altora. Așa că, da, îmi doresc foarte mult să explorez cât mai mult. Un alt plan ar fi să ilustrez o carte pentru copii, poate, în același stil. Este ceva ce îmi place și mă atrage, nespus de mult. Dar cam astea sunt... Ai vorbit despre expunere. Cum au reacționat oamenii când ai început să postezi aceste ilustrații cu Ilene Cosânzene? Mie așa îmi place să le spun. Sunt, ce-i drept, niște Ilene Cosânzene. A fost o surpriză pentru mine să văd cât de receptivă este lumea la așa ceva și cât de multe feedback-uri pozitive am primit. Foarte mulți oameni care mi-au spus că, cel puțin din exterior, din afara țării, mi-au spus că se bucură nespus să vadă că mai sunt oameni care încearcă să păstreze folclorul și cumva le mai alină și dorul de casă. Sunt foarte mulți oameni care le-au comandat fiind de afară și ne-au spus fix asta, că le alină dorul de casă. Și... adevărul că frumusețea cumva alină orice dor și ți-e drag să le vezi. Mie mi-era drag să le văd pe ecranul telefonului, îți spun sincer. Și m-am bucurat de această idee a ta, pentru că este un lucru care e benefic pentru toți cei care resimt orice fel de dor. Dor de acasă, dor de glie, dor de mamă, de tată, de tradiții, orice fel de dor, practic cumva e acoperit în ilustrații. Da, e adevărat. Și ce m-a surprins au fost foarte mulți oameni care mi-au trimis referințe și mi-au spus, uite, acesta este un costum pe care l-am primit de la bunica, mi-aș dori foarte mult dacă pot să-l imortalizez și mi s-a părut minunat. E să vezi oameni care încă mai păstrează cu atâta sfințenie acele obiecte. Dar cât durează practic să faci o ilustrație? Depinde foarte mult. Cred că ilustrația în sine nu mi-a foarte, foarte mult timp să realizez, undeva la 6-7 ore maxim, dar depinde foarte mult de research. E foarte important înainte să ai un concept. Ce vrei să desenezi? Ce zonă vrei să desenezi? Personajul, cum să fie, poziția lui, e de lucru înainte. Dar cam, cred că în totalitate cam 8-9 ore, cam așa. Ai anumite zone pe care încă nu ai reușit să le desenezi și îți dorești? Sunt zone, nu știu, cred că nu am încercat nimic din Bucovina încă și chiar îmi doresc. Au fost foarte mulți oameni care m-au întrebat când vine Bucovina, când urmează. Dobrogea, sunt câteva zone pe care trebuie să le explorez bine. Care a fost cea mai complicată ilustrație pe care ai făcut-o până acum? Cea mai complexă, poate? O să râzi, dar cea din Maramureș. Da? Da, trebuie să o vezi. E pentru tine. Eu am văzut-o deja, îți spun sincer. Și mi s-a părut foarte interesantă, dar eu credeam că o să-mi zici că cea din Mehedinț, pentru că mi se părea foarte complexă la modele. Nu chiar, pentru că fiind geometric, totul e ceva mai simplu și deja devine terapeutic să le desenez, că se repetă. Însă cea din Maramureș pentru mine a fost un pic mai complicată, că sunt acolo niște detalii care cer ceva mai multă atenție. Am înțeles. Noi te așteptăm, dacă vrei, și la noi în zonă să vii fizic, să le vezi de aproape. Văd că ai venit cu ceva astăzi. Da, e un cadou pentru tine. Mulțumesc. Te las să-l descoperi mai degrabă. Că... Doamnelor și domnilor, haideți să vedem ce am primit de la Cristina. Deci ea ți-a dat bătăi de cap, practic. Absolut. Deci este o ilustrație a unei fete în costum tradițional din Maramureș, făcută de Cristina, este foarte frumoasă și îți mulțumesc, Cristina, că ai decis să vii cu ea la noi și să ne faci așa o surpriză minunată. Mă bucur tare mult că te-ai aplicat și asupra zonei mele și îmi pare rău că ți-o dea bătăi de cap. Da, e ok. A fost o plăcere într-un final să lucrez. Până la urmă, orice lucru care cumva te scoate din zona de confort înseamnă că te ajută să crești. Într-adevăr, dacă ar fi să le dăm un mesaj tinerilor care ne urmăresc, pentru că noi asta încercăm prin emisiunea noastră, să le îndreptăm atenția și asupra acestui domeniu și să le arătăm că nu sunt demodate tradițiile și că nu merită să rămână în uitare, ci pot să fie chiar cool unele dintre ele. Ce mesaj ai avea pentru generația actuală de tineri în ceea ce privește partea de folclor și tradiții? Un mesaj pentru tineri: să-l aprecieze și să consume orice informație legată de latura asta, pentru că este ceva ce ar trebui să păstrăm cu mare sfințenie, este ceva fără valoare, este nemărginită și e păcat să se piardă.
îi încurajez să descopere și să exploreze cât se poate de mult, pentru că le pot deschide o grămadă de uși neașteptate. Doamnelor și domnilor, sper că v-a făcut plăcere să fiți alături de noi astăzi, alături de invitata mea, Cristina Ion, care este artist grafic și și-a aplecat talentul și talentul asupra părții tradiționale a noastră, a românilor, și tare mă bucur că a făcut-o, mă bucur tare mult că am descoperit-o împreună și sper că o veți urmări și o veți susține de acum încolo, pentru că, iată, demersul este unul lăudabil. Și ne bucurăm tare mult că ai fost în emisiunea noastră. Mulțumesc și eu pentru invitație, vă mulțumesc foarte mult și sper să, nu știu, cât mai mulți tineri să fie motivați să exploreze zona asta. Și noi ne dorim același lucru, îți mulțumim încă o dată, iar emisiunea noastră merge mai departe. Drumurile noastre se duc și se întorc, iar noi, atunci când ne întoarcem din călătoriile noastre prin țară, adunăm cele mai frumoase și minunate materiale. Așadar, rămâneți alături de noi pentru că urmează rubrica Reportaj. Secole de-a rândul, lemnul a constituit principala materie primă a românului, fiind folosit atât pentru construirea locuințelor, cât și pentru prelucrarea obiectelor atât de necesare într-o gospodărie. Meșterul din popor a unit îndemânarea cu simțul artistic și a dat naștere creațiilor care dau viață celui mai folosit material de construcție, lemnul. Lăzi de zestre, blide, linguri, dulapuri, paturi, scaune, mese și nu numai, toate aceste obiecte din gospodărie se realizau odinioară din lemn. Astăzi, lemnul fiind deseori înlocuit de materialele de construcție arătoase și practice, dar lipsite de esență și viață. Despre valoarea lemnului și despre arta prelucrării acestuia, vorbim astăzi cu meșterul Florin Cramariuc, din Șcheia, județul Suceava, cel care iubește fără margini lemnul și l-a ridicat la rang de artă. Se zice că orice căsnicie bine întemeiată este cea care pornește de la lingură. Cei doi tineri care pornesc de la lingură vor avea zile bune împreună și o căsnicie fericită. Aș putea să spun că nu am putut să aduc o casă din lemn, fiindcă și așa ceva mă pricep să fac, ca drept dovadă casa care mi-am confecționat-o singur. Deci, împreună cu soția mea, de la lingură până la casa de lemn și tot mobilierul aferent pentru o casă țărănească din Bucovina poate fi executat în atelierul meșterului Florin Cramariuc. Lemnul în Bucovina este la mare cinste. Lemnul însoțește pe om de la naștere până la moarte. Bună oară, dacă luăm acel struț din brad, care la naștere este folosit, îl însoțește pe om până la moarte, acel brăduț care îl folosim și la anul nou îl împodobim frumos, este bradul Axus Mundi al românilor, fiecare popor are un arbore sacru. La noi, bradul este arborele sacru al românilor. L-am întrebat pe meșterul Florin Cramariuc ce reprezintă pentru el lemnul, iar răspunsul a fost sincer și emoționant. Este felul meu de a fi, felul meu de a exista, felul meu de a mă exprima, de a vorbi și de a face ceilalți interlocutori din fața mea să mă înțeleagă, să înțeleagă lemnul. Lemnul este o materie primă caldă care funcționează pe principiul progresiei aritmetice. Îi dai un talent, îți dă 2, îi dai 4, primești 8. Așa este și lemnul. Cu cât îi acorzi mai multă încredere și încerci să-l citești, să-l deslușești și să-i dai crezare ceea ce vrea să-ți spună el, atunci el îți va oferi înzecit înapoi prin ceea ce ți se va descoperi ție că trebuie să faci din acea bucată de lemn.
Talentul și maestria a moștenit-o de la bunicul din partea tatălui, unul dintre cei mai pricepuți meșteri, însă din dragoste pentru lemn a căutat să se perfecționeze. La școală în Suceava, unde ne-am întâlnit și perechea și din 78 cioplim împreună și încercăm să ducem pe culmi cât mai ridicate arta prelucrării lemnului. Prima dată nu mi s-a pus o bucată de lemn, prima dată bunicul mi-a pus ciocanul în mână și cuie. Nu știam încă să merg, dar ca să am o ocupație și el fiind ocupat cu cele gospodărești și cu tâmplăria, părinții la fel, mi-a dat un ciocan și niște cuie. N-am putut să le bat în lemnul care mi l-a dat el, fiindcă era tare. Erau niște bucăți de lemn de la niște cozi de topor, de lemn de fag, și m-am găsit de cuviință, stând pe prag, să înfig acele cuie în pragul casei care există și în ziua de astăzi, fiindcă bunicul nu s-a îndurat să strice pragul, să scoată cuile de acolo și le-a lăsat acolo. Iar revenind la lemn, a văzut tata că nu-i chip cu mine și mă țin numai de șotii, mi-a dat cuțitul lui de vânătoare și o bucată de lemn. Și așa am început să cioplesc cu acel cuțit de vânătoare al lui tata, până când un vecin mi-a făcut un cuțitaș, nu acesta, ci altul, mai adecvat pentru lucru cu lemnul și așa am început să cioplesc. Prima dată ce am putut să fac decât un arc și niște săgeți. Fiindcă dranița avea bunicul, un arc mi l-am tăiat dintr-o nuia de alun, mi-am făcut un arc și niște săgeți. A fost prima mea operă de artă. Ca orice copil, nu avea stâmpăr și orice lucru pe care îl făceau oamenii mari îi stârnea curiozitatea. Totdeauna îi făceam bunicului lucru și cam trebuia să strângă sculele, să le aibă grijă de ele dacă le vroia ascuțite, fiindcă altfel erau vai și amar de ele. Până am învățat să țin la scule, să țin la obiecte și mai pe urmă să învăț să le ascut și să le îngrijesc așa cum trebuie. Am un obiect făcut pe la vârsta de 5-6 ani, cum se zice la noi, o tăbliță pentru o pereche de coarne de căprior, pe care tot eu le-am găsit, erau niște cornițe foarte, foarte micuțe, le-am găsit și am cioplit cu o tăbliță cu niște frunze de stejar. A fost prima mea lucrare care se află în casa părinților. L-am întrebat pe meșterul Florin Cramariuc dacă există un lemn potrivit pentru a începe prima lecție a acestui meșteșug, dacă există un lemn bun, și am aflat că a scris o carte, motivul fiind lipsa de informații din manualele de specialitate pe acest subiect. Crestătura în lemn în manualul de liceu nu avea decât 2 pagini. Și am reușit cu chiucul vai după 2 ani de muncă să scriu un manual, mai bine zis, decât o cărțuie de 60 de pagini, un îndrumar pentru cei care vor să se apuce de crestătura în lemn. Și acolo am dat răspunsul la această întrebare. Și am răspuns în felul următor. Tot lemnul este bun, fiindcă este lăsat de la Dumnezeu. În schimb, meșterii sunt de 2 feluri. Buni și mai puțin buni. De mic îți dai seama dacă un copil are înclinații spre a urma lecțiile unui anumit meșteșug. Și tot atunci e bine să-i valorifici potențialul. După cum spune o vorbă din popor, din același lemn poți face și icoană și măciucă. Prima dată un copil trebuie dus prin expoziții, dus prin muzee, să vadă prima dată are oarece afinități față de lemn, față de cioplitul în lemn, crestătura în lemn. Nu toți copiii îndrăgesc cioplitul în lemn. Poate unul vrea să facă o mască, poate unul vrea să facă ceramică, poate vrea să modeleze lutul. Fiecare copil are o înclinație, numai că acea înclinație, în primul rând, trebuie descoperită de către părinți, de educatori, de cei care îi sunt alături cel mai mult timp. Și atunci, acolo trebuie canalizată acea dragoste, fie pentru un meșteșug, fie pentru celălalt.
meșteșug, dar întotdeauna un copil va avea o înclinație spre ceva artistic, spre ceva frumos, fiindcă este în firea lui, în firea lucrurilor, așa este lăsat de la Dumnezeu. Deci nu este copil care să nu aibă un har, să nu aibă o dăruire pentru un anumit meșteșug. Am predat mai bine de 20 de ani cursuri intensive, am predat cursuri la tabere de creație, inclusiv mai bine de 10 ani la Muzeul Satului Bucovinean, aproape 15 ani la Muzeul Satului din București, plus am predat 2 ani de zile interactiv pentru persoane adulte pe diferite proiecte europene, cu lansare de proiecte, cu amenajarea de ateliere, inclusiv organizarea unui societăți, a unor asociații. M-am ocupat foarte, foarte îndeaproape de ceea ce înseamnă promovarea și ducerea mai departe a acestui meșteșug. Hai să aflăm cum începe o primă lecție. O primă lecție începe cu desenul. Totdeauna desenul va sta la baza absolut tot ce înseamnă artă. Fără desen nu se poate. Acolo se vede dacă copilul are înclinație spre una sau spre alta. După ce și-a însușit tehnica desenului, a doua lecție, la cioplit un lemn, sunt normele de tehnică și securității muncii. Ținând cont că lucrăm cu obiecte foarte, foarte bine ascuțite, este imperios necesar să cunoască aceste reguli de a-și proteja degețelele, fiindcă este aproape imposibil un meșter care să înceapă să cioplească să nu se ciopărțească cel puțin de câteva ori într-o singură zi la început. Așa este, toți trecem prin așa ceva. Lemnul i-a scos în cale și dragostea adevărată. Datorită lemnului, meșterul Florin Cramariuc și-a cunoscut soția, alături de care a întemeiat o familie, au pornit împreună pe drumul prelucrării lemnului și se completează perfect. Fiecare vine cu desenul și cu crochiul de imagine pentru ceea ce vrea să realizeze, iar celălalt face retușurile, face critica și astfel ias un desen de o acuratețe deosebită, cu o simbolistică deosebită, cu o poveste. Și trebuie să vă spun, eu încerc de ani buni să nu mai vând obiecte. Și o să mă întrebați ce vând. Povești. Povestea cea mai frumoasă este povestea dragobeților. Cele două păsări afrontate care stau cioc în cioc și formează o familie. După aceea urmează păsările adorsate care stau spate în spate și sunt cele două păsări care deja au progenituri și își apără familia. După zicalea aceea veche, hai să stăm frate spate în spate să vedem cine ne abate. Așa este și cu păsările. Simbolurile solare sunt extraordinare, deci este ceva de neimaginat până unde poate să meargă creativitatea țăranului român. Este soarele rotitor, soarele vieții, este soarele morții. O să mă întrebați de ce unul așa și unul așa. Unul are razele ascendente, spre stânga urcă din Haden, trece prin lumea noastră, urcă la ceruri. Celălalt se afundă în Haden. Unul se pune pe stâlpii caselor pentru viață lungă și îndestulată. Celălalt, soarele morții, se pune la crucile din cimitir, la cei care au plecat mai devreme dintre noi, iar pe vârful stâlpului, pentru cei tineri care nu au cunoscut dragostea, se așează pasărea suflet. În mitologia românească zice-se că ar fi două păsări. Pasărea suflet, care este vrabia la noi, exact cum fiecare popor are un axus mundi așa și are o pasăre suflet care duce și aduce sufletul de pe un tărâm pe celălalt. La noi se zice că ar fi vrabia și se așează o pasăre făcută din lemn pe crucea celui tânăr care a murit înainte de a cunoaște dragostea. Acolo se cunoaște acest lucru, fiindcă el nu a cunoscut împlinirea. Iar a doua pasăre este măiastra,
zice-se că ar fi cloșca cu puii de aur. Ea este măiastră și din cauza asta are voie să circule dintr-o dimensiune în alta fără să facă nimica. Pentru asta, pentru a cunoaște mai bine aceste lucruri, eu recomand și părinților și copiilor deopotrivă să-l citească sau să-l recitească pe Ispirescu, fiindcă este tânăr și de actualitate și acum și peste 1000 de ani tot de actualitate va fi. Meșterul Florin Cramariuc ne-a explicat câteva dintre cele mai întâlnite și folosite simboluri în arta prelucrării lemnului. Voi lua, de exemplu, o cruce de binecuvântare. Dacă tot am vorbit de pomul vieții, îl avem aici la bază, Axis Mundi. Iar aici, pe mijloc, un alt simbol despre care nu am pomenit, dar dacă tot se află aici, să vorbim despre el, este sămânța vieții. Practic, la început a fost punctul, iar din acel punct, făcut anumite translații geometrice, se naște sămânța vieții. Acest simbol au ajuns specialiștii că se află la baza ADN-ului uman. 7 sămânți circumscrise unui cerc formează floarea vieții, iar 15 formează fructul vieții. Este mult mai complex, este o întreagă filozofie. Dacă luăm separat fiecare simbol, se poate scrie o teză de doctorat, cum ar zice ardeleanul, bugăt, adică cu vârf și îndesat. Da, să caut încă o figură geometrică, dacă tot am pomenit de figurile geometrice. Sunt extraordinar de încărcate energetic aceste figuri geometrice. Avem un romb. Rombul este simbolul familiei împlinite. O să mă întrebați de ce. Dacă avem, așa avem un triunghi cu vârful în sus, da? Avem Sfânta Treime. Dacă facem invers, vom avea un triunghi cu vârful în jos. Este Mama Pământ. În mitologia românească se spune așa, din încrucișarea unuia cu celălalt se naște Hristosul. Vă dați seama cât de frumos sună. Aici avem crucea creștină, iarăși aici din nou acel pom al vieții. Putem continua până mâine dimineață cu aceste simboluri. Este plin bagajul și traista țăranului român de astfel de simboluri, de astfel de povești care au fost transmise oral. Parte din ele au fost salvate în cărți și recomand celor împătimiți de tradiții și obiceiuri să dea praful de pe cărți din bibliotecă jos, să mai lase un picuț calculatorul și telefonul din mână, fiindcă cât ar fi de facil internetul, una este să ai acces la o sursă de informație tipărită, adevărată, și alta care deja a fost prelucrată, a fost trecută pentru, cum să spun eu, pentru o anumită cizelare, vrând poate să-i se dea o formă mai deosebită, dar, din păcate, se întâmplă de multe ori inversul, se pierde esențialul și se pierde din vedere exact acel filon țărănesc care se vrea cumva estompat și hai să o dăm pe modernism. Nu, hai să o dăm pe țărănism. Să mergem pe alea vechi strămosești și să nu le strâmbăm. Am aflat că fiecare obiect din ograda meșterului reprezintă o poveste, iar aceste povești pot fi citite cel mai bine în locul său de suflet. La mine acasă, la Șcheia și după aceea la târguri de profil, expoziții care se organizează de către muzee, de către centre culturale, de către primării, zile ale orașului și așa mai departe. S-au desfășurat foarte, foarte multe manifestări de gen și sper să se desfășoare și în continuare.
ca și noi să ne putem prezenta obiectele, dar și publicul larg să aibă acces și măcar să-și îmbunătățească cunoștințele cu poveste, dacă nu și cu obiectul din poveste. Mai există interes pentru poveste în ziua de azi? Depinde de povestitor. Cu cât este povestitorul mai pe înțelesul tuturor, cu atât își vinde mai bine marfa. Dacă nu voi putea să ies eu la rampă, voi aștepta la mine acasă pe cei dornici. Meșterul Florin Cramariuc a pus și pune în poveștile sale îndemânare și simț artistic, contribuind cu trupul și sufletul la ceea ce înseamnă civilizația și arta românească a lemnului. Pentru că lemnul este viață. Ziua, dragi telespectatori! Continuăm să fim în acel mirific ținut al pădurenilor din munții Poiana Ruscăi, județul Hunedoara, unde vorbim în continuare despre doamnelor, ținuta noastră, atunci când trecem de prima tinerețe. Iată că, din punct de vedere al diferenței de vârstă, exista în comunitatea tradițională, totdeauna la nivelul cămășii, spuneam și mai înainte, această marcare a vârstelor prin cele două chei. O dată este vorba de cromatică și a doua oară este vorba de categoria motivelor care intră în componență. De asta dată vom mai aduce un element suplimentar, este vorba de tehnicile de cusătură care apar pe aceste categorii de piese, pentru că și ele sunt la fel de novative și de importante în realizarea broderiei. Rămânem la nivelul cămășii, pe aceleași zone de interes, în care cămașa este, dacă vreți, mesagerul identității noastre și al statutului nostru. În continuare, croiul se păstrează, cămașă lungă, cu poale cusute din talie, care în partea superioară aduce în atenție splendoarea broderiei, care din nou o întâlnim pe mâneci, pe piept, pe guler și, bineînțeles, pe poale, iar părțile unde cele două piese, opregele, se îmbină, sau opregul cu cătrința se îmbină, avem de-a face cu acele șire verticale, cam câte trei, uneori chiar cinci, care coboară întotdeauna, lăsând în timpul mersului vizibilă poala cămășii, care nu e simplă și albă, ci este marcată de aceleași registre de broderie în nuanțele, bineînțeles, ale compoziției din partea superioară a cămășii. Trebuie să spunem că, odată cu vârsta, spuneam că se domolește cromatica. Avem aici exemplul unei cămăși de nevastă tânără, de femeie în putere, în care roșul, prin simbolismul său, continuă să fie expresia vitalității și a tinereții. De asta dată însă este vorba de femeia împlinită prin căsătorie, de femeia împlinită prin nașterea de prunci, care de asta dată aduce în atenție o cămașă care nu mai are coșiile, dar păstrează în registrul decorativ al mânecii, în continuare, în rândurile acestea, corzile. Sunt aceste romburi mari care cuprind în mijlocul lor un element decorativ special. Aici spuneam de tehnici diferite de cusătură.
Odată cu evoluția, cam după anii 50, hai să zicem 50, așa cum și Romulus Vuia în cercetarea sa portul pădurenilor specifică, apare o altă tehnică de cusătură puțin mai ușoară decât cea ațească, care permite desfășurarea unui registru compozițional mai bogat cu elemente care, iacătă, ne apropie mai mult de natură. Păstrăm însă cusătura ațească în corzi și trecem la această cusătură și norească în realizarea mijlocului romburilor pe care corzile le definesc. Această cusătură și norească este o inovație extrem de interesantă, pentru că femeile pășesc pe un segment cu o coardă de fire pe care apoi le acoperă fir după fir cu un nou tip de ață, care merge și creează de asta dată o dublă suprafață în registru textil. Avem corzile ușor reliefate și avem suprafața netedă pe care se desfășoară spectaculos compoziția și motivele. Iată, deci, că avem de-a face cu o subtilitate în arta vizuală în care punem în valoare și prin tehnică compoziția. Avem pe această cămașă o reprezentare foarte spectaculoasă a motivului intitulat Pomul Vieții în Glastră. Știm că acest simbol este un simbol cu origini îndepărtate, în antichitate. E vorba și de modelul iranian, în care intrăm pe acest arbore care face legătura dintre cer și pământ. Este, dacă vreți, acest axis mundi, cum se mai cheamă el. Este pomul cunoașterii care în creștinism a oferit mărul și care de aceea este cinstit ca element simbolic de astă dată în multe creații folclorice, fie că sunt cele de la colindat, fie că sunt cele legate de ritualul de nuntă. Aici pomul este încărcat cu flori. Aici pomul poartă, dacă vreți, rotnicia, bogăția și avem în această reprezentare foarte frumoase stilizări vegetale. Dar să nu uităm, aici în cercul acesta din cununa copacului, unde trebuie să fie cerimea, avem crucea. Avem crucea care ne păzește, ne călăuzește și ne însoțește. De asemenea, în această frumoasă cămașă avem elemente care, la nivelul poalelor, desfășoară vegetalul. Este o plăcere, dacă vreți, a femeii tinere de a-și arăta maestria în arta broderiei, dar în același timp capacitatea ei de stilizare, de sinteze, de transpunere, pentru că tot ce ține de flora spațiului rural este aici adusă în atenție. Ei mai numesc această floare și floarea soarelui, mai numesc și garoafă, mai numesc din ceea ce știu că există și în grădină și în fâneață. Pe o asemenea cămașă este foarte interesant. Întâlnim foarte multe tehnici de cusătură, de la îmbinarea foilor de pânză, la tehnicile de broderie, la tehnicile care marchează gulerul, până în jur de 18-20 de tehnici de cusătură. Dați-vă seama câtă competență trebuia să aibă o femeie ca să realizeze o asemenea piesă. Se lucra mult, se lucra numai la broderie, dacă ne gândim, practic, de prin ianuarie, să spunem, până hăt, târziu. De aceea se spune că pădureanca, oriunde s-ar afla, lucra. Lucra când păzea vitele, lucra când era înșezătoare, lucra acasă. Din acest punct de vedere, însoțește bucățica aceasta de mânecă, rândurile, femeia întreistuță oriunde mergea. Trecem la vârsta maturității, la vârsta înțelepciunii. Observați că registrul cromatic s-a temperat. Avem dominanta de negru, vitalitatea este înlocuită cu această tonalitate închisă, în care însă scânteia vieții continuă să persiste. Veți vedea în această compoziție accente cromatice care au prin policromia lor expresia luminii, pentru că avem accente de galben, de verde, de siclam, de albastru. Aici se unesc toate pentru a pune în valoare, de fapt, niște elemente decorative care vorbesc de continuitatea vieții. Avem, cum numesc ei, gogâștile.
Gogâștile sunt, de fapt, zvasticele, aceste semne ale timpului care curge și merge. Este morișca, dacă vreți, a existenței umane. Este prezentă pe toată această superbă desfășurare de motive, de compactitate. De asemenea, în aceste compoziții se păstrează formula rombică, care spuneam că este tot un simbol solar, iar aici, în această compoziție, avem un motiv care mie îmi place, cum se cheamă, Hâle cu patru ochi. Este, de fapt, un romb care cuprinde încă niște romburi în colțurile sale, iar în mijloc are o budiană, de fapt, un romb ale cărui capete se încrucișează și, în felul acesta, într-o compoziție extrem de geometrizantă, femeia vorbește despre vitalitate, despre acele izbucniri de vitalitate, dacă vreți, care însoțesc existența umană. Interesant este că întotdeauna pe gulerul femeii mature se găsește crucea. Este o mentalitate care spune că, în general, partea aceasta superioară a trupului, gâtul, trebuie să fie protejat. Simbolismul tuturor acestor motive care se desfășoară pe cămășile femeiești, ca și pe cele bărbătești, este legat de această intenție de protecție, nu numai de frumusețe. De aceea aceste piese pe care noi le întâlnim, iacăte reprezentările de pe foile din piept, de asemenea, nu întâmplător broderia apare în anumite zone. Avem de-a face cu mâna, cu mâneca, nu numai că ea este veșnic la vedere, dar mâna e aceea care exprimă personalitatea, mâna e faberul, este cea care ne ajută în existență să fim noi înșine. Treaba aceasta este foarte importantă și atunci mâna e protejată. De asemenea, pieptul care este calea de intrare în suflet, spunem noi, a tuturor lucrurilor bune, că și există vorba te am la suflet sau te-am scos din suflet. Iată deci cum în acest fantastic univers, diferențiat pe vârste, fiecare element prezent pe aceste piese de vestimentație ne spune o poveste despre oamenii locului, despre gândirea lor, despre modul în care se raportează la univers, la familie, la semeni, iar prin măestria realizării acestor piese, de fapt, noi ne încununăm existența prin frumusețe, dar și prin utilitate. De aceea spunem că această haină populară este totuși poate cea mai sintetică formulă originală și inconfundabilă de sintetizare a creativității și a funcționalității. Așadar, să continuăm a privi hainele cu respect. Trebuie să avem față de această manualitate, față de această fantastică risipă și dăruire pe care femeile au pus-o pentru că ele îmbrăcau casa, ele îmbrăcau familia, de la cultivatul cânepii până la îmbrăcatul piesei, cu țesutul pânzei, cu brodatul ei, cu asamblatul cămășii, cu tot ceea ce însemna această muncă extrem de laborioasă și meticuloasă, aveau în suflet însă mesajul că după ele, prin haină, vor trăi toate generațiile. De aceea spunem astăzi, când mă îmbrac astfel, cu o haină care a aparținut zonei mele, cu costumul popular, trebuie să știu că aduc în prim plan toate generațiile de dinaintea mea. Așadar, vă invităm în continuare să descoperim acest limbaj astăzi. Am încercat din nou să vă tălmăcesc, să vă însoțesc pe acest drum. Dar atenție, tot ce-i mult strică! Ei, doamnelor și domnilor, bate ceasul și emisiunea noastră se apropie de final. Ne bucurăm că ne-ați fost alături și vă așteptăm să ne scrieți mesajele pe adresa redacției, dar și pe pagina noastră de Facebook, Magazin Folcloric. Până duminica viitoare, nu uitați că Paula Nanie și Andreea Haisan vă așteaptă cu tot dragul să redescoperiți tradițiile românești în emisiunea Magazin Folcloric. Doamne ajută! La 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 la
ca timpole albe, la 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 la, că să duc la danță în sat, la 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 la, și școtii drăguți pe plac, la 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 la, că să duc la danță în sat, și școtii drăguți pe plac. Că feciori o alcăzât, la 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 la, ce tierașul cel vestit, la 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 la, cușle și le, la 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 la, și-au început danțurile, la 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 la, satu-i plin de voie bună, la 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 la, când lume la dans s-adună, la 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 la, satu-i plin de voie bună, când lume la dans s-adună. Hai baie merem și noi, la 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 la, că nu ne-am văzut de joie, la 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 la, de trece mai mult de o zi, la 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 la, dor unul mai pot opri, la 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 la, hai să merem să jucăm, la 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 la, și dorul să-l alinăm, la 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 la, hai să merem să jucăm, și la 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 la, aș trăi tot cu bănat, la 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 la, multe fete ca și mine, la 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 la, n-ar trăi în lume bine, la 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 la, că la dans lume mine.